Bucurie după întristare. În fiecare dimineață, nenea Vasile își deschidea șoproanele și dădea drumul vacilor, oilor, găinilor, gâștelor, curcanilor. Mugind, cotcodăcind și gâgâind, animalele și păsările se îndreptau spre colina însorită la pășune. În vara aceasta, gospodăria lui nenea Vasile s-a mai mărit puțin. Au mai apărut câțiva miei, iar oile de anul trecut au crescut și au adăugat în greutate. În turma nu prea numeroasă se evidenția un berbec mare. Nenea Vasile avea de gând să-l taie toamna târziu. Noua zi părea că va fi rece. Ca de obicei, stăpânul a scos oile și le-a mânat spre colină. Câinele de pază, care era legat lângă poartă, se repezi spre oi cu un lătrat răutăcios. Nu se știe din ce motive, câinele nu iubea aceste animale și întotdeauna lătra furios la ele. Numai de nu s-ar rupe din lanț, se gândi nenea Vasile, ar face multe necazuri. Nenea Vasile nu se depărtase prea mult de ograda sa, când, deodată, câinele a trecut ca săgeata pe lângă el. Rex, la mine! Rex, nu se poate! Strigă stăpânul. Dar câinele parcă nici nu auzea. Se aruncă furios asupra oilor. Animalele speriate se împrăștiară în toate părțile. Berbecul cel mare început să alerge spre colină. Câinele se luă după el. Nenea Vasile se îngrozie. Îl va ajunge și îl va mușca. Rex! Rex! Rex, la mine! Strigă nenea Vasile. Dar câinele, de parcă era străin, nu se supunea comenzilor stăpânului. Berbecul reușise să fugă după deal, dar Rex nu înceta să-l urmărească. Încercând să scape, berbecul urcă din nou pe colină și se îndreptă spre râu. Mâna de frică, fără să se oprească, se aruncă în apă. Se auzi plescăitul apei. În aer se ridică o cascată de strop reci și berbecul a început să înoate spre malul celălalt. Câinele, fără să reacționeze la cerințele insistente ale stăpânului, se opri lângă apă. Berbecul deja înotase până la mijlocul râului, dar s-a întors brusc și a început să înoate de-a lungul malului. Simțind că prada e aproape, Rex se aruncă în apă lătrând furios. Nenea Vasile stătea în nedumerire pe malul râului cu apă rece. El știa că berbecul nu va putea să se țină mult timp deasupra apei. Imediat ce lână se va uda, blana grea îl va trage la fund. Cu mărăit furios, Rex se apropie de berbec și în următoarea clipă, lovindu-l cu loba, îl cufundă sub apă. Nenea Vasile strigă din toate puterile. Rex! Înapoi! Rex parcă era surd, nu vedea atenție strigătului stăpânului. Berbecul ieși la suprafață și din nou se duse sub apă. Doamne, eu nu pot face nimic, începe să se roage nenea Vasile. Te rog, salvează berbecul! Câinele înveșunat din nou scufundă berbecul. Acesta n-a mai ieșit la suprafață. Răfuindu-se cu berbecul, Rex se întoarse la mal. El se scutură, împroșcându-și stăpânul cu strop reci și se așeză înaintea lui, privindu-l fidel în ochi. Într-o nedumerire mută, nenea Vasile privea luciul liniștit al râului, ca un mormânt. Cât de repede s-au petrecut toate, doar câteva minute și berbecul nu mai este, se întristă el. Pe colină pășteau liniștit vacile și oile. Nu departe, ciuguleau iarbă găinile și curcile. Aruncându-le o privire tristă, nenea Vasile se îndreptă spre casă. De ce s-a întâmplat așa? Cugetă el. Se pare că Dumnezeu nu mi-a auzit rugăciunea și de aceea berbecul a pierit. Nenea Vasile își ridică privirile spre cer. Deasupra capului atârnau grămezi mari de nori. Seninul dintre nori te fascina prin măreția sa. Doamne, cum să înțeleg cele întâmplate? Se gândi nenea Vasile. Să fi fost aceasta doar o întâmplare?
Cum să văd prin aceasta mila și dragostea lui Dumnezeu? În ogradă l-a întâmpinat soția și el i-a povestit îndată trista întâmplare. E greu de înțeles de ce ne-a ajuns o asemenea încercare, spuse el la sfârșit. Însă și mai greu e să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar îmi amintesc de Iov, cum a îndurat pierderi îngrozitoare și nu a cârtit. Ceva asemănător ni s-a întâmplat și nouă astăzi. Atunci să spunem și noi ca Iov, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului, a spus îngândurată soția. Da, și eu mă gândesc așa, fu de acord nenea Vasile. Nu cunoaștem planurile lui Dumnezeu, dar știm bine că Domnul ne iubește și niciodată nu ne va lăsa în nenorocire. Deși am pierdut mult, ne vom încrede în mila Lui și El nu ne va părăsi. Toamna, de obicei, nenea Vasile prindea pește. Anul acesta, odată cu venirea frigurilor, ca și odinioară, el întinse plasele. A doua zi veni să verifice dacă s-a prins pește și cu greu a scos plasă la mal. Chiar înaintea lui, în plasă, înghițind aer cu nesați, se zbăteau și săreau 22 de pești mari. Așa ceva n-a fost niciodată în viața lui nenea Vasile, deși pescuia de mulți ani. Doamne, aceasta e binecuvântarea Ta, începu să se roage nenea Vasile. Nu de mult în acest râu s-a necat berbecul nostru, iar acum Tu ne despăgubești printr-o cantitate atât de bogată de pește. Îți mulțumesc! Bucurându-se de mila lui Dumnezeu, nenea Vasile nu înceta să-i mulțumească Domnului pentru că trimite hrană pentru familie. Nenea Vasile puse pește în saci și întinse iarăși plasele. Dimineață plasa din nou era plină cu pești mășcați. Și așa a fost câteva zile la rând. Nenea Vasile a aprovizionat cu pește și familia sa și pe alții. Le-a dat bătrânelilor din adunare, a împărțit celor nevoiași. Surprinzător, dar în anul următor, când nenea Vasile a întins plasele, n-a mai prins atâta pește. De fiecare dată când scotea plasa pe jumătate goală sau chiar goală, el se gândea la trecut și își spunea: Dumnezeul nostru ne iubește întotdeauna, și când ne dă mult, și când nu ne dă nimic. El știe de ce avem nevoie. Gândul acesta îi aducea căldură și bucurie în inimă.